Bună ziua la toți urmăritorii canalului meu, Kazane Moldova. Astăzi, 29 martie, o zi frumoasă afară, de primăvară, am decis să mai fac un filmuleț referitor la încălzire, la pompele de căldură. Vreau, cum am și promis, vreau să vă spun că pompa mea de căldură pe luna februarie a consumat deja mai puțin, 1550 de kW. Tot a fost frig, afară, am avut și minus mare. Acum, azi am luat datele de pe contorul electric, pe luna martie deja s-au consumat 1150 de kW, ceea ce pentru mine s-o cot că e foarte bine. Vreau să răspund la careva întrebări din comentarii. În primul rând, mulțumesc că scrieți comentarii pozitive și cred că cuiva e binevenit filmulețele acestea care le fac eu. În primul rând, o întrebare a fost dată de un om referitor la cazane electrice. Vreau să vă spun că cazanele electrice COP-ul e 1:1. Eu pot să vă demonstrez. Veniți încoace, că am cazan electric. L-am instalat pentru orice eventualitate. Iată, îl vedeți? El e de 6 kW. Când l-am inclus să văd consumul, înseamnă că, vă zic, pentru 65 de metri a mile, el consuma, când nu era tare, tare frig, undeva 3 kW pe oră. Ca să înțelegeți. Eu socot că și cred, sunt convins că dacă aș pune o pompă de căldură pentru mine, aici trebuie să margă 1 kW de consumul de 1 kW de lumină pe oră. Cine dorește, poftim, puteți să-l puneți. Eu l-am pus pentru, v-am zis, că nu am gaz, zic să fie pentru pe viitor, dar nu m-am folosit. M-am folosit de 2 sau 3 ori cu el, restul fac focul cu lemne aici. Și deja ați văzut soba. Acum mergem, am văzut că, am înțeles că mulți din urmăritori acum sunt și profesioniști la instalații fotovoltaice, la instalații de pompe, la instalații pe cazane. Și aș vrea cu dumneavoastră să mă împart și să mă sfătui. Ia că uitați-vă aici, am făcut așa o schemă. Sper să mă corectați sau să-mi dați un sfat. Ia că uitați-vă. Aici este un cazan pe lemne. Aici e un boiler mare, undeva de o tonă. Am înțeles că la 100 de metri de casă trebuie să avem o tonă de apă ca să fie eficient. Deja 150 o tonă jumate, la 200 de metri merge o tonă 800, 2 tone de apă. Iată, uitați-vă, eu ce aș propune, prima variantă, cu cazanul pe lemne, totuși lemnele sunt mai repede încălzesc, mai eficient. Cu cazanul de lemne încălzim deja apa. Vedeți aici, cu roșu e turul și returul cu albastru. Pompa tot merge, se duce în boilerul, acumulator, să zicem în acumulatorul de apă. Acestea sunt caloriferile, acestea sunt încălzirea în pardoseală. De ce am pus și solarul? Asta este o unitate care încălzește apa vara. Deși iarna afară, totuși eu cred că este puțin soare și el ar fi binevenit să duc tot în bacul de acumulare și ar face și el un ajutor când zilele cu soare. Eu sper el să fie un ajutor pentru a încălzi toana aceasta de apă. Asta e prima schemă care mă gândesc eu că trebuie să margă. Dumneavoastră îmi spuneți, îmi scriți ca să discutăm, să vedem e corect sau nu. Mai este, vă uitați atent la aceasta și acum întoarcem foaia și vă spun că mai am încă o schemă. Ce ar fi dacă cazanul pe lemne când îi dăm foc, să scăpăm de acei cu 3 căi, bypass-ul cu 3 căi, care este aici,
că l-am pus eu, ca să scăpăm de el, ce ar fi, asta aștept dumneavoastră să mă reproșați sau discutăm, ce ar fi dacă ar fi cazanul pe lemni, apa caldă deodată, apa fierbinte să ducă în jos, noi știm că apa fierbinte se ridică în sus. Și deja aici apa caldă, ca să nu fie bypass, nu fac cazanele condens, să vii deja apa, aici apa caldă, să ducă la retur. Asta e un moment. Acum, tot așa, solarul se duce în jos, el vine apă fierbinte, vedeți, și să iei tot de jos apa rece, să ducă în sus. Asta e ca un moment. Pompa de căldură însăși, o dăm deasupra, și turul să vie nu de jos apă rece. La pompă de căldură trebuiește numai decât apă caldă. Că, ca ea, când merge vorba de dezgheț, să-și iei apă caldă, că îi trebuie și ei, pentru că e des, am observat la mine că are un contrasens, vine apă caldă și o merge procedura de dezghețare. Și ar fi normal să ducă turul încoace și returul să iei tot de la mijloc apă caldă ca să lucreze normal. Asta ca idee. Deja acestea sunt calorifere, asta e în pardoseală, dumneavoastră de-am vedeți. Iată, asta ce am vrut astăzi să discutăm. Să ne sfătuim, să vedem ca cineva din oameni să nu facă greșeli. Analizați dumneavoastră aceste două scheme și următorul filmuleț din comentariile dumneavoastră discutăm referitor la aceste două scheme, care este mai convenabil și care este mai bine de instalat. Acum vreau să vă arăt cum se izolează casa normal. Mergem afară. Iată, mergem aici să vă arăt cum a izolat casa vecinul. Vedeți? Jos, la temelii casei, e pus izolație de 15 cm, dar pe casă e pus izolație de 20 de cm. Ia că uitați-vă, 20 de cm izolație. Și dacă ne uităm la lemnele care sunt, veniți mai aproape. Dumnealui, anul trecut, a procurat 13 steri de lemne. Dacă ne uităm, abia jumate dacă s-au dus. Adică, totuși, izolația e cea mai importantă pentru încălzirea unei case. Că dumnealui cu 6 steri de lemn, uitați ce casă mare are. Are peste 200 de metri pătrați această casă. Și dumnealui știu precis că nu a folosit cărbuni, numai cu lemne s-a încălzit, datorită la faptul că casa e izolată foarte, foarte bine. Eu am discutat cu dumnealui și el mi-a explicat că când era plus 10, plus 8 afară, el făcea focul odată noaptea, adică seara încărca cazanul cu lemne și tot are bac de acumulare de o toană jumate de apă. Când era plus 13, plus 10, adică până la 10 grade, facea peste o zi foc, adică peste o seară încărca astea. Dar așa, când a fost minus 15, facea odată dimineața foc un cazan și odată seara. Adică, datorită la izolația care dumneavoastră o vedeți, dumnealui a făcut focul, a consumat, adică cazanul, numai 6 steri de lemne. Dați să o cotim. Până acum, 6 steri de lemne, 6 luni de căldură, un mărs câte, să zicem, un ster de lemne pe lună. Clar că poate ianuarie un mărs mai mult, februarie, că a fost frig, dar în aislante luni, un mărs a consumat, consumul a fost mai micuț. Aștept de la dumneavoastră comentarii. Data viitoare mai facem un total. Vedem cum e mai bine, ca să fie cuiva binevenit tot ceea ce fac eu. De fiecare dată mă strădui să realizăm câte un filmuleț cât mai cinstit și cât mai corect. Vă mulțumesc pentru mesajele care dumneavoastră le scris, mesajele bune, dar totuși aș vrea să știu la câtă lume le-au plăcut filmulețele mele. Mă informez ca să vă aduc cât mai corect toate datele despre pompe, despre sistemele de încălzire.
De ce, dacă aveți plăcere, aș vrea să văd la câte lume totuși le-a plăcut. Și dacă v-a plăcut filmulețele mele, puteți să-mi puneți un like să văd câte lume totuși s-au uitat și la câte lume le-a plăcut. O zi bună vă doresc la toți și sănătate să aveți!